Hei, hei, salutare dragilor, eu sunt Ramona Marin, voi sunteți pe canalul nostru de YouTube, Brilliant Records. I am brilliant. Astăzi o avem invitată pe Iustina Oprea. Hello, hello! Hello! Bine ai venit, draga noastră! Bine v-am găsit! Ce faci, Iustina? Ce să fac? Bine, am venit la voi. Ai venit la noi. Cu voie bună. Cu voie bună? Da. Ne povestești despre tine? Dai din casă? Da, dau din casă, cum să nu. Sunt Iustina Oprea, am 15 ani, fac canto de la vârsta de 6 ani la Muzicando cu Nadina Sima, sunt elevă la Colegiul Național Alexandru Odovescu, în clasa 9, fac dansuri populare tot de la 6 ani, la ansamblu Celeandra Topoloveni, compun piese, scriu linii melodice, compun poezii. Foarte tare, bravo! Studiezi și chitară. Și chitară, și pian, autodidact. Foarte tare! Deci am invitat aici pe cine trebuie, să zicem. Oricum, noi avem doar invitații cu renume și cu nume. Și vrem multitasking. Multitasking, da? Vrem să îi vedem, să vă vedem peste tot, să fiți acolo unde trebuie să fiți, de fapt. Cum? De unde ți-a izvorât pasiunea asta? Eu când eram mică, cântam foarte mult Nu mi-e frică de Bau-Bau și Pușcaș cu Reaua Lată. De la 2 ani jumate, de fapt, am fost prima oară la Dina Sima, dar m-am mutat și a trebuit să renunț pentru o perioadă, bine, că la 2 ani jumate nici nu eram. Și după aia, de la 6 ani, am început din nou și în forță. Și în forță și cu bine. Și cu brio. Da. Și cu rezultate frumoase. Da, au fost și ele. Și interne și externe? Da, internaționale, naționale, județene. Cum e prin Malta? Frumos. Frumos. Vreme frumoasă, locații frumoase, mâncare bună. Recomand, 10 din 10. Bun, și prin Malta, și prin Rusia, și prin peste tot. Da, și cu dansurile, și cu muzica. Le-am îmbinat acolo pe toate. Și cartea? Cartea la fel foarte bine merge. În clasa 4 am fost olimpică la română, pe județ, că până atunci și până acolo era cel mai înalt punct și am intrat și la liceu la care am vrut cu media 9,43. Am luat cel mai mare rezultat la examenul de biling, 97 de puncte, cea mai mare notă pe județ. Doamne, 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 dar timp ai pentru tine? Da. Ai și timp pentru tine? Da. Deci se poate, nu? Se poate, se poate. Voință să fie și ambiție. Prieten ai? Prieten. Gata, deja am luat. Da, am. Am trecut la alt subiect. Mami, nu te uita. Ops, mami. Adică ea știe, da. Și prieteni, și prietene, și... Foarte tare. Da. Bravo. Bravo. Ești... Ai o viață bună. Ai o viață foarte bună, o viață activă. Da, nu-mi place. Dormi? Să stau. Dorm. Și mai și dormi? Da. După toate activitățile? Dorm, petrec, mănânc. Doamne, am ferește. Timp de orice. Am timp. Bravo, mă, Iustina, ce să zic? Nu știu, m-ai lăsat așa, m-ai lăsat fără cuvinte cu atâtea activități. Oricum, ai timp și de studio, mai vii și pe la studio, mai și înregistrezi. Cum? Spune-mi, de unde ți-a venit ideea asta de a-ți compune tu piesele tale? Pur și simplu, când trec prin anumite stări, anumite sentimente, emoții, simt că trebuie să eliberez cumva această emoție și o pun pe hârtie și muzică. Și, și iese. Iese. Unde te vezi peste 10 ani, să zicem? Mă văd pe scenă sau la un studio clar, adică la muzică nu o să renunț. Poate și cu dansurile reușesc să fac ceva. M-aș apuca și de dansuri moderne, sincer. Aș introduce și asta pe lista mea. Încă nu sunt sigură. Mă văd terminată cu facultatea de litere, pentru că acolo vreau să dau la engleză și încă o limbă străină, încă nu m-am gândit. Probabil arabă sau ceva. Băi... Trebuie o limbă din asta nevorbită, pentru că astea se caută. Japoneză, da, poate să fie chineză. Uite, uite, întrebare bună. Dacă ar fi să pleci într-o țară, care ar fi țara în care ai pleca? Sincer, Franța. Vreau să vizitez Franța de când eram păi mică. Păi nu vizită, să te muți? A, nu să mă mut? Da. A, pe Marea Britanie. Sau Franța. Ce, în afară de Rusia și Malta, ce țări ai mai vizitat? Am fost cu dansurile în Turcia, Cehia și Muntenegru. Foarte frumos. Frumoase toate. Experiențe frumoase, peisaje, spectacole. Și tot. Anul ăsta te mai duci undeva? Mergem în Grecia cu ansamblul Celeandra. Foarte tare.
Bravo, felicitări, să aveți reușite, mulțumim. Să veniți acasă încărcați de premii. Da, mulțumim. Și e interesant și e minunat că îmbin toate lucrurile astea, da, într-un mod... Cred că e important să găsim o armonie între tot ce facem. Asta. Până la urmă vreau să știu cine stă în spatele la toată părinții mei, nebunia asta. Mama, tata și frate meu recent. Mă susțin foarte mult, foarte mult. Nu știu, n-aș fi ajuns nici măcar la jumătate de drum dacă nu erau ei. E important, da, lucrul ăsta, nu? Să te, da, susțină, să ai susținerea părinților. Și susținere emoțională, în primul rând, financiară, atâtea drumuri, atâtea, sunt de apreciat, chiar sunt. Eu știu așa o povestioară micuță de-a ta. Te ascult, te ascult. De la 6 ani ești tot pe drum. Da. În fiecare zi, în fiecare zi, peste, da, 20 de kilometri, să ajungi la visul tău, nu? Da. Să înveți. Să învăț. Muzică, la canto, la, da, dansuri. Povestește un pic despre asta. Cum e să stai la Casa de Cultură și să-ți faci temele? Deci am o întâmplare amuzantă să ți-o povestesc. Aveam 6 ani și ai mei erau la muncă și terminasem dansurile. Dansurile se țin seara de la 6 la 7, în vremea aia atunci se țineau. Și am terminat dansurile și trebuia să plec acasă cu mătușa mea. M-am dus la primărie, la Topoloveni, care era chiar lângă Casa de Cultură, și am întrebat de mătușii mea, că l-am întrebat pe paznic. Că, domnul, mai e doamna așa acolo? Nu. A, deci practic ai rămas singură la 6 ani. Of, nu mă mai te-au găseau. Te-au uitat în Casa, da, de Cultură. Afară. Afară din Casa de Cultură. Și mai frumos, okay, da, e regulă. Da, se m-am întâmplă. Descurcat, adică... Și ce ai făcut? Păi, tenis, m-am dus la paznic, am întrebat și am sunat-o cu mare. A sunat, da, domnul de acolo, de la pază. Da. Deci să înțeleg că, practic, Casa de Cultură ți-a fost a doua casă. Da, clar. Eu aș vrea să te aud. Bine, da, eu știu cum cânti, dar și eu aș vrea să vă cânt și să-ți cânt. Să le arătăm și privitorilor noștri cu talentul tău. Da. Ușa nu o mai închide, sper să treci, poate mâine pe aici. Te petrec și mă uit la tine, parcă pierd ceva din mine, ză. Dansuri populare, și acum ai venit cu rock. Sincer, mă, crezi că nu mai știu.
În 2019, la Topoloveni se organizează Arhangel's Fest. Mm-hmm. Și acolo au venit Cargo și am fost și eu. Și de atunci s-a creat o legătură. Deși eu ascultam de mai demult. Sincer, am început cu Michael Jackson. După aia am continuat cu Tina Turner, Whitney Houston. Și am ajuns la Queen, la Kiss, la Guns N' Roses și tot așa. Foarte tare, foarte tare. Îi salutăm și noi pe prietenii noștri rockeri de la tine de acolo. Da. Ne-au fost părtași într-unul dintre videoclipurile noastre cu motoare, cu nebunii, nebunii, nebunii. Hai să facem un joculeț dintre ăsta așa. Hai să facem, hai. La mare căutare. Da, da. Cu facem. Am n-am. Fost într-un bar. Am fost. Dacă ai încercat să fumezi. Să tai la mătare. Să tai la mătare. Da. Să tai la mătare. Da, am încercat. Cu un chiștoc de-a lui tati, gen l-am pus în gură, nici n-am tras, nici n-am suflat, n-am tras și m-am unecat și l-am dat jos. Literalmente doar l-am ținut așa și m-am unecat și l-am dat jos. Ai copiat la vreun test? Da. Am fraudat. Așa ne zice domnul de istorie. Așa zice? Da. Fraudatorilor, vreo. Ți-ai mințit vreodată părinții? Când eram mai mică, da. Mi-era rușine cu ce făceam și așa, pentru că eram copil mic și uneori dobitoc. Da. Și vă fac un story time dacă vreți. Ia, da, vreau. Deci eram mică și noi acolo unde stau eu la țară ne strângem foarte mulți copii cu bicicletele, nu știu ce. Și am trecut dealul cu bicicleta și nu ne-am spus alor mei. Și i-am mințit că sunt la gârlă unde e podul și stăm. Noi în general acolo stăm. Și când m-am întors acasă au aflat. Și ți-ai luat o robotută ceva? Nu, nu. Au râs. Am avut noroc. Okay. Au râs. Ai avut noroc, ai pus într-o vasă bună. Da, aveam un safi. Ai furat vreodată dintr-un magazin? Nu. Chiar n-am furat. Nimic? Nimic, nici o gumă, nici o bomboană, nimic, nimic. N-am furat. Ai sărutat vreodată pe cineva de care nu ți-a plăcut? Nu. 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 Nu, nu, nu sunt genul de om care să mă joc următoarea carte sau ce mai sunt acum. Te-ai prefăcut vreodată bolnavă doar ca să scapi de școală? Da, când eram mică. Când eram mică, i-am zis, mami, că mă doare măseaua și m-a dus și la dentist. Era funny să-ți și scoată. Ca să fie treaba, m-am dus și la dentist. Ai fost vreodată într-o situație jenantă, să zic? Am fost mai multe, foarte multe. Mi-am povestit-mi una și funny în același timp. Și funny? Eram în clasa a șasea și era gen gheață pe jos, nisese, era și mai mult târmoac, așa știi, era. Și mă alergam cu niște copii în curtea școlii și am alunecat direct pe o baltă din aia și m-am dus. Și în timpul orei am stat pe calorifer și am scris acolo. Și se uita profesorul și se uitau toți copiii la mine și eram moț cocoț pe calorifer și scriam. Scriam pe pervaz, știi, eram pe calorifer. Te urcasei să te usuci, de fapt. Da, că eram luarcă. Am chiulit toată în clasa 8-a la fizică, am chiulit toată clasa. Și noi, vis-a-vis de liceu, aveam un restaurant și ne-am dus acolo. Și am stat și am stat și vine profesorul de fizică, m-a trezit cu el lângă mine, m-a speriat. Și chiulas chiar de la fizică? Da, la fix. A venit după noi, căci că ne-ar fi văzut când am trecut strada și a venit după noi. Și m-a trezit cu el lângă mine, îmi dădea în geaca jos. Doamne, când l-am văzut m-a speriat. Și ce-a făcut? V-a luat de mânuță înapoi în clasă sau? Nu. Ce face Snake aici? Snake? Da. Ai rămas în aceeași relație cu foștii tăi colegi? Nu cu mulți. Adică sunt destul de apropiată cu cei care am venit la Pitești și cei care au rămas la Topoloveni, doar cu cei care suntem la dansuri. Aș vrea să te întreb dacă trebuie să păstrezi un ceva, un lucru, ceva. Ce ai vrea să păstrezi? Un lucru de la mine? Un lucru de al tău. Prima mea chitară. Să păstrezi pentru totdeauna. Prima mea chitară. Da? Da. Și dacă ar fi să nu fie lucru, să fie orice, în afară. Na, hai ființă. Și lucru. Da, ființă, să zic. Familia. Se pune ca... Se pune, bineînțeles. Familia, clar. Familia.
inclusiv familia câinilor, că am câini, am 4 câini. Vai, nu mamă, cred. Tată și 2 copii. Nu cred. Da. Și culmea că imite exact personalitățile noastre, adică mama câine e ca mama, mama. Tata câine e ca tata. Da, și tot așa. Cum arată? E Zoro? Da. Zorica noastră. Vai, săracul. Nu, nu-i place la baie de asta. Dacă ai avea o superputere. O superputere. O superputere. Ce putere ai vrea să ai? Și de ce? Bună întrebare. Am 2 opțiuni, nu pot să aleg. Ori să călătoresc în timp și să pot să mă duc în urmă să îndrept anumite greșeli pe care chiar nu voiam să le fac, sau să călătoresc în viitor, să văd ce se mai întâmplă cu mine, ce să văd ce am fost și ce am ajuns. Numerele și gata. Da. Na, ce am fost și ce am ajuns. Crezi așa în lumi paralele? În paralele? Mm-hmm. Sunt convinsă că există, dar n-am stat niciodată să mă gândesc la o teorie conspirațională ca să... Pe lângă tot ce am vorbit, din curiozitate și atât, ai superstiții? Talismane. Deci am o superstiție în care, dar nu sunt sigură dacă e când ești de ochiat, mm-hmm, și că să te descânte cineva. Cred în aia, mm-hmm, și că dacă ești de ochiat cu adevărat, trebuie să caști în timp ce... Da, asta e așa. Deci așa eu se zice, da. În asta cred. Și fii atent că am mai văzut ceva la tine acolo pe story, mai postezi și mă mai uiți și așa. De unde ți-a venit ideea asta cu din manele să tragi chitară, să faci acolo improvizații? Pur și simplu pentru că ascult ambele genuri și am zis că ia să văd ce se întâmplă dacă le unesc. Și a avut un rating foarte bun pe TikTok și asta a fost. Și prin bine? Adică am văzut că... Da, prin bine. 20 și 29, noi în plus, dar nu ne frică nici lor și nici nouă. Iar răspund la telefon fără sunet, chitara pe perete și ploaia fără tunet. 20 și 29, despărțiți de ciudat și de cifra nouă. Nouă nu-i la fel, am avut-o ea, nu am avut un el. Atunci când măștile cad, cade prima, cade a doua, poate pe asfalt fi iubit. De-a treia și a patra, a doua am fost eu, dar prima fată mi-a scris că nu mă vei iubi. Mi-a dat și poze despre cum nu vom fi. Oh, mi-a scris că nu mă vei iubi. Mi-a dat și poze despre cum nu vom fi. Spune-mi 5 calitățile ale tale pe care le vezi tu la tine. Îmi place foarte mult și pot să lucrez într-un colectiv. Pot să vorbesc în fața unui public fără să mă apuce fluturi în stomac, emoțiile. Știu să ascult foarte mult. Sunt un bun psiholog, mi se zice. Pot să ascult foarte mult și să găsesc rezolvări la anumite probleme ale oamenilor. Deci merge și psihologia. Merge. Planul ce gata, l-am găsit. Am chiar că citesc o carte, Psihologie Revoluționară, dar momentan nu am intrat așa în pâine, ca să zic, sunt până la început. Îmi place, chiar mă pasionează, să știi. Până acum ceva timp mă pasiona și astrologia, dar ulterior am început să cred mai mult în Dumnezeu și nu prea au mai avut relevanță pentru mine. Deși încă știu că sunt gemeni, că am ascendent în balanță, luna în leu, astea le știu dacă adică mă întreabă cineva. Ai informațiile. Da. La zi. Da. Foarte tare. Dacă ai vrea să îi mulțumești unei persoane, cu ei mulțumi, ce îi spune și mama, de ce? Mama. Uite, imaginez că mama e acolo în cameră. Deci, acolo mama. Acolo e mama, da. Îți mulțumesc pentru că ai făcut atâtea sacrificii pentru mine, atâtea drumuri. Mi-ai oferit sprijinul emoțional de care am avut nevoie mereu și te iubesc. Dar te iubesc e deja ceva prea lame.
pot să o fac doar prin fapte, să dovedesc, cuvintele sunt de prisos. Foarte frumos, așa e, și noi o iubim pe mami. Da, tatăl mă iubește pe mami. Și pe tine te iubim, normal. Și, ea vă iubește, să știi. Și eu suntem conviși de asta. E reciprocă, e chimia reciprocă. Da, da. Suntem înconjurați numai de oameni iubitori. Da. Pe da. Care îi iubim și ei la rândul lor, cel puțin așa ne arată că ne iubesc. Da, nu, că așa și așa este, cel puțin în cazul meu așa este. Da, asta simțim și noi, de partea și a ta și a voastră, a tuturor. Sperăm să strângem așa o comunitate mai mare, mult mai mare și mai mare, din ce în ce mai mare, de artiști așa frumoși, da, chiar așa iubitori, frumos. Talentați, sinceri și responsabili până la urmă, că da, și asta, cred că asta contează destul de mult. Da. Hai să mai facem un joculeț, vrei să mai facem un joculeț? Da, chiar ură, chiar ură, îmi plac. Dar cred că o să avem nevoie de Masi aici, ne ajustu Masi, ne dai câte un cuvânt ca să nu fie așa, să zici că le știam eu dinainte pe toate, da, oricum nu le știu. Și să găsim un cântecel, știi? Ne dă un cuvânt și... Nu. În română sau în engleză? Nu? Nu mă dau, da, nu mă dau, cum bate vântul. Unde merg, da, unde merg, îmi țin cuvântul. Unde calc, da, unde calc, rău nu-mi colțește. Dumnezeu, doar Dumnezeu mă iubește. A, eu sunt praf, bravo. Eu deja m-am pierdut, mă, nu știu, nu, cred că nu venea nimic în minte. Nori. Nori? Nori? Da. Stai așa. Păi... era, dar nu știu dacă avea cuvântul în ori. Sus, 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 fără frică de spor, țintim acolo unde stelele nu mor. Tot mai e sus, dincolo, dar ce nori, țintim la vise și ne împlinim ușor. Soare, 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 soarele meu. Nu era? La 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 la, soarele meu. Era ceva pe chestie. A răsărit, nu știu ce a mai făcut el pe acolo, nu știu. Adică așa, o jumătate, un 0,5. Nu, puneți unul, puneți unul. Un 0,5. Cupidon. Cupidon, cupidon, na 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 na, probleme de corazon. La mare. Na. La mare, la soare, fetițele stau pe plajă. Poezie. Da, poezie. Frumos asta. Poezie. Iubire. Știu cu iubire. Iubirea. Iubirea, iubirea, derivat. Numai iubirea, doar iubirea, îmi dă speranțe să trăiesc. Numai iubind și prin iubire poți altora să dăruiești. Numai iubirea este viața. Nu mai știu cum era. Țuica, țuica. Hai că trebuie. Țuica face pe deșteapta, hopa, dă-i pași la dreapta, mă țin bine, nu mă las, vreau să ajung acasă. Te popular am auzit, dar nu te-am auzit o maneluță micuță acolo, dar vreau o manea. Odată cu mine și viața mea trece, mâine dacă mor, intru-n pământ rece. Anii mei frumoși, eu n-aș vrea să plece, dar ei pleacă trece. Da. Ai ceva ce nu ai încercat? Vreun stil, vreun gen, vreun? Melodiile care se cântă la operă, deși am mai cântat câteva, dar nu-mi plac, nu mă atrag. Știi? Nu sunt pe, da, pe linia ta. Da. Spune unde te găsesc oamenii. Pe social vorbesc. Instagram just1nq. Oricum o să punem și în descriere, da, jos toate detalii. Pe TikTok justina.m, pe Facebook Opera Justina Maria și cam atât. Și pe obligatoriu pe YouTube Justina Maria. Și mai bine căutați Justina Maria, is that all right? Like this, don't even gotta try. Yeah, you know. I'm like
sharp and I get better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you lie. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on my goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it, blame it. No, I'm not a snack at all. Oh, baby, I'm a holding meal. Jeffrey, you ain't be a slick. Don't dare try to cop a feel. The juice ain't worth a squeeze if the juice don't look like this, like this, like this. Come on, baby, please don't make me wanna take your. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I'm like Chardonnay, I get better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you lie. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on my juice. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that. Lost in my DMs. In what? In my DMs. You better come get your man. I think you wanna be way more than friends. What? Way more than friends. What you want me to say? It ain't my fault.